Cum a ajuns fotbalul românesc pe mâna statului paralel? Maior și Dâncu au stabilit în 2014 ca Burleanu să devină președinte la FRF. Mi-au spus că facem orice cu el, a declarat fostul politician Cristian Liza chiar în cadrul emisiunii Culisele statului paralel. Ce a urmat? Capturarea bugetului FRF, executarea lui Gică Popescu, distrugerea fotbalului românesc. Vezi întreaga poveste la Culisele statului paralel cu Anca Alexandrescu.